Dar arată furuncul, nu știu cum să zic omul ăla, nec, așa arată, e ce mi-a reșit pe cur, așa arată, are fața aia, nu acum, când o să fiu mai bătrân un pic. Podcast. 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 Are și microfon camera aia, nu? Pe care ești microfon? Păi dacă nu știu dragi, să facă sincronizarea sunetului cu imaginea. Ar trebui să facem un clap. Foarte mișto. Vrem ca să fim siguri. Gata, s-a dus. Bun. Clap, clap, suntem clap, la Sibiu, am avut show la Sibiu. Urmează să avem al doilea show la Sibiu. Am mai avut un show înainte la Alba Iulia, am mai avut două show-uri înainte de asta. Cluj, da. Două Cluj. Show-uri la Cluj. Deci ne merge foarte bine. Niciodată nu ne-a mers. Sorry, lasă politica. Dacă pe cine ceva o să-l... Ce s-a mai întâmplat pe scena politică? Sorry. Eșecherul politic este zguduit de tot felul de mișculații. O să mă opresc aici. Nu, mă, nu... Și cașcarabetele? Așteptăm... Cașcarabetele. Eu aștept cu sufletul la gură 7 martie când va fi, din câte am citit, decizia finală despre procurorul... Iese chiar de șef. Bă, așa se preconizează, dar... Mie tare mică, noi avem asta, karma asta de popor. Știi când ajungem în semifinale și ai impresia că de aici cu aia, că jucăm cu aia, batem pe aia. Da. Și ne luăm muial așa în ultima repriză cu două goluri. Deci, dacă ar fi să faci sex cu, cu Udrea sau cu Corveșii, pe cine alege? That's a tough one. Știu. Da, cred că Corveșii, că e sportivă. A fost sportivă. A fost sportivă? Da, cred că are un, are un sânge în ea. E ca o locomotivă din aia de dai drumul. Nu e urâtă, mie nu mi se pare urâtă. Și asta e, adică nu e atât de aranjată ca și Udrea, că Udrea bagă bani ca să fie aranjată, asta nu. Cu ce ai lege? Udrea sau Călviș? Este mai la casă. Cine ține poze? Nu știu, trebuie să văd poze recente. Mi-e greu să zic. Hai să vedem. Toma? Eu nu știu Călviși și Udrea cred că știu. Singur știi că am mai avut referințe la ea șapte. Blondă, nu? Da. Aia e blondă. Voluptoasă. Chioveșii nu știu. Nu merge net. Nu merge netul. Ba da, e Wi-Fi. A, uite, merge. Nu, de-aia zic că nu știu deloc. Cam așa arată Chioveșii? Are bărbie pentru mai mulți oameni. Are să dea bărbie. Da, da, da. Ar putea să dea, nu știu. Am văzut... Udrea. E o diferență a, foarte asta mare. Asta pare bărbat, pare că a fost bărbat Udrea. Ambele par bărbat. Bă, dar aia altă măcar are... E mai îngrijită, parcă. Da, e un bărbat care... Se epilează. Da. Care din Chioveșii? Chioveșii, Chioveșii e mai... Pare mai om, pare, pare o femeie, pare o femeie care dacă se pune să sugă pula... Chioveșii pare că e un... Chioveșii pare că... Nu, Chioveșii pare că a fost un bărbat care s-a transformat în femeie pentru că se simțea pentru că funcție. Se simțea că e femeie. Să sugă pula Chioveșii. Antena se simțe... Sorin Pârcălam, concurent ai umor. N-a fost tăpan, participant ai umor. Nu, a fost invitat, îmi pare rău, nu participant. Ce-a... Nu o să-ți vină să crezi ce a putut să zic în podcast. Mă sună Chioveșii, am auzit că vrei să mă scoți la suc. Mai bine să ai asta cu... Tu ești ok cu rest, cu actele, cu tot, cu firma, cu asta, no. Te-ai apucat să vorbești de Chioveșii? Nu, no. Dar eu o susțin, adică n-am, aici era vorba despre dacă am foto sau nu, nu? Dacă am face sex la dragoste, că nu poți să faci cu procuror șef, nu poți să faci sex. Sex implică bani. Ai zis procuror șef? Da. Ce faci șef? Da. Da. Cam aia a fost. Eu am văzut astăzi la televizor. Stăteam în cameră. Eu mă uit la, îmi place foarte mult să mă uit la televizor în turneu. Eu nu pot. Și nu m-am uitat, nu mă uit la televizor pe Discovery. M-am uitat pe, la Dan Negru, la emisiunea Ghicește vârsta. What? E o emisiune. E luată din afară. E luată din afară formatul. Nu mi-aduc aminte ultima oară când am văzut la televizor ceva atât de ofensiv. Văd, deci sunt copii pe care îi machează, nu? Nu! Sunt doi concurenți. Ce crezi așa când ai auzit de copii care se machează? Sunt doi concurenți. Sunt, zic? Da, doi concurenți, zi te rog. Care trebuie să ghicească vârsta diverselor persoane care vin pe scenă. Și asta Dan Negru e prezentatorul. El, el așa. E,
și tot aduce divers și au o sumă de bani la început și tot scade suma de bani pe măsură ce tot greșesc. Asta. Dar trebuie să greșească, cum să spun, deci nu au un range. Dacă are ba, 49, da, trebuie să fie 49 sau poate să găsesc 2 ani. La început, ba, poți să, cu cât greșesc mai mult, cu atât le scade mai mult suma de bani. Da, mă, cu cât e delta-ul mai mare între vârsta, okay. Așa. Mm-hmm. E cel mai irelevant lucru legat de povestea asta. Eram curios, da. E o chestie... Așa. Să știu cum funcționează. Și... aduc diverse femei, în mare parte sunt femei, mai au și bărbați din când în când, dar puțin, în mare parte sunt femei pe care le aduc pe scenă. Și ăștia încep să zică, a, nu, păi are 35, a, fugi mă de aici, asta are 40, uite la gât cu mare și la ochi și este... Așa, astea sunt discuțiile pe care le au ăștia între ei. Nu, că după mâini, dar se vede la gât, că are 40, e trecut de 40, 41, cât are. Și aia nu are voie să zică nimic, aia trebuie să stea stană până la sfârșit. Și când la sfârșit ghicesc și ghicesc că ei au ghicit vârsta mai mică decât o are tipa, e ok să dezamorsează inițial situația. Dar poți să ai blat, poți să faci blat. Tipa stă la masă și face așa cu degetul, 1, 2, 3 și după aia 1, 2, 3, 4, 5, 3 și 5. Poți să faci asta. Dacă în schimb... Dar e la masă sau nu, trece ca o fantomă? Nu, aduc pe scenă și o țin ca un manichin în mijlocul scenei și ăștia-s la un pupitru. Dar nu bani. Cred că le dă niște bani, că l-au adus și de-astea, l-au adus și pe Benone Sinulescu. Ei așa au bani sigur. Vedetele nu apar. Nu cred că mai spunere. E vedetă. Uită-te ce față are, deci dacă ăsta n-are 80, n-are nici... N-are da, aproape așa-s discuțiile. Aproape așa-s discuțiile, ce este cringe și mai cringe atât, au adus și câțiva asiatici. O tipă care e născută în București, dar e asiatică, e vietnameză, părinții sunt vietnamezi, dar e născută în București. A, păi da, la asiatici ăștia nu te prinzi ce vârstă au și testa, dar negru la fel vorbea. Da, uite. Că așa, asta asiatici așa sunt. Vreau să văd acum. Man, știi cum asta este? Asta e format din America. Sigla emisiunii mare este Guess the Age sau așa ceva și le subscrie în română, ghicește vârsta. Probabil că a fost în America în anii 60. Așa bănuiesc și eu. Nu prea era politically correct. La negri, nimeni măcar nu se vede ridurile. Prin Texas. Dar acum ce fac? Pe acolo este... Man, știi cum e emisiunea? Și la, de la cât încep? Care-s banii la care încep? Încep de pe la aproape de 100 de milioane. De 100 de mii de lei. Deci un miliard. 20 de mii de euro, cam așa e. Aproape 90 și ceva. 90 de mii. Cred că miliard vechi. 90 de mii de lei. Da, ok. Nu știu, un miliard. 90 de mii de lei. Și la început, la prima ghicitură le scade doar 1000 de lei dacă, cu fiecare an pe care îl ratează, la a doua le scade câte 1500, la a treia 3500 și au vreo 6 trepte. Și după aia la sfârșit, îl aduc pe unul sau pe una la sfârșit pe scenă și trebuie să ghicească vârsta din prima, au 4 încercări. Dacă nu ghicesc din prima, le iau un sfert din bani, nu ghicesc din a doua, le iau jumate din bani, la a treia 3 sferturi și la a patra le iau toți banii, nu rămân cu niciun bani dacă nu ghicesc. Și n-au niciun le dau niște indicii. Dar și indiciile îmi spart de căcat. Nu le dau indicii legate de vârsta lor, le dau indicii de stilul... În anul în care s-a născut, ea a lansat Elvis piesa asta și e Teddy Bear pe care îl cântă. Și n-ai nicio referință în ce an... Unele simple, unele când a fost... când a aterizat omul pe lună. Dar chiar și acolo n-au știut. Erau doi tineri. Când a aterizat omul pe lună? 69. De asta ții minte. Și... nu știu ce simte. 16 iulie. Țin minte prin mecanismul de a ține minte. 16 iulie 1969. Hai zi-ne unic, mea. De Vietnam. Da, mi se pare... Trebuie să facem și noi. Este fucking ofensiv și pentru România. Nu știu cum să spun. Bă, eu zic că trebuie să facem și noi asta. Da. Facem... Eu de-asta mă duc în discuție. Ghicește centimetri. Sau ghicește fiu. Da. Fi. Is she pregnant? Boli, ghicește bolile. Da. Bă, asta n-are sida. Asta se întâmplă, dar nu e filmat. Se întâmplă deja. Da. E și asta cu ghicitul vârstei se întâmplă. Doctor. Dar da. Noi trebuie să se numesc asta cât îmi dai. Uite că tot ziceam noi că asta cu political correct să o spune greu la noi, dar faptul că pe noi ne deranjează emisiunea asta înseamnă că e deja aici. Suntem noi mai sensibili un pic, pentru că noi suntem mai deschiși către și oamenii din, cum să zic... S-ar putea. Adică nu cred că ăia simțeau acolo că e ceva cringe. Ăia de la țară, cred că ea de la țară stau și se uită... Că li se pare dubios că la asiatici e greu să ghicești vârsta și trebuie să-i spui în față. La asiatici este greu să ghicești vârsta. N-am nicio treabă aia.
Audiențele vor spune. Și da, negru la fel, l-a întrebat-o pe aia, și de unde ești? Zice, sunt, ce? Zice, vietnameză. Te-ai născut acolo? Da? Nu, zice, m-am născut în București, vorbea cum vorbim noi. Vorbești foarte bine românește. Ești prost la cap, ai zis că s-a născut în București, din București. Cred că a stat mai mult decât tine în București. Și zici tu ei că vorbești foarte bine românește. Tu te-ai în gură de țăran prost, ai venit să-i zici lui aia. Emisiunea în care Căveși este fătută și Dan Negru un țăran prost. Așa te vreau, Crisula. Asta e. Dacă vrei să, resuscitați podcastul. Dar arată furuncul, nu știu cum să zic omul ăla, nec. Așa arată. E ce mi-a reșit pe cur. Așa arată, are fața aia. Nu acum, când o să fiu mai bătrân un pic. Care ar trebui, să pui poze. Cam la 65-70 de ani, așa mi-i imaginez că arată un furuncul ușor, care nu mai are energie să se umfle ca lumea, știi? Bă, dar ghicește-i vârsta. Ghicește-i vârsta. Dar ceva îl mănâncă pe interior. Are. Eu... Are niște mustrări de conștiință și faptul că și-a vândut sufletul diavolului ca să-și facă casă. Fucking hell. Bă, și este, cum să zic, se vede cât de mult încearcă să întindă și să lălăie emisiunea. Că da, chestia asta de stil, oia ghicesc, are 25 de ani. Deci voi vreți să ziceți că voi o situație undeva între 20 și 30 de ani ca vârstă. A zis 25 și pula mea, bifat acolo, a zis confirmă și a apărut 25 pe ecranul ăla. Deci asta credeți voi, între 20-30? Nu, cred că există vreo variantă care poate să își anuleze răspunsul, să dea alt răspuns sau doar o lungește? O lungește la început, că îi întreabă ce, cât credeți că are la început și aia își dau cu părerea și pune 47. Cum să vorbești despre nimic, man? Da. Și indici de stilul. Păi, se pare un talent asta. Mi se pare greu să faci asta. Da. Să umpli timp mort. Da, e greu. Băi, dar și negru. Să nu ru. Negru. Negru. Abia cum ați venit? Era acolo. Eu aveam când să discutat despre asta. Ce ai zis? Era la prima mână. În fine, trecem mai departe. Asta am vrut să zic. Noi ne iubim aici. A fost un turneu foarte gay. Dar uitându-mă în... pentru Cristi. Scuze-mă, dar mi-am dat seama că m-am relaxat cu să vă vii pe ea. Am zis că pute mâna pe picior. Dar și eu m-am relaxat când mă pipei Cristi. Da, dacă ar fi Sergiu, că nu ești deschis la Sergiu. A, Sergiu nu începe cu... Sergiu începe mai gros decât cu mângâiat, cred. Da. Sergiu nu pare genul care întreabă dacă poți să te mângâie. Și nici nu poartă chiloți. It's a rape, man. Rapey. E... No means maybe la Sergiu asta. Asta e senzația mea. Hai să mai... Dacă se pune pata pe tine, Sergiu te tratează ca un copil, știi? Și... Îți ia cadele. Așa de seama că vrea să te fute, că îți cumpără lucruri dulci. Îți iau o cola. Merge prea departe, cred. Așa, unde mergem? Asta nu, atât nu. Ce că putem să ne oprim? Da. Nu ești pedofil, nu asta am vrut să zic. Cine zici o dată? Păi cade să negi acum. Nu e așa, adică nu ești pedofil. Și ce ești? Ce ai negat? Stai că n-am înțeles. Ghicește orientarea sexuală. E un subiect delicat. Ghicește orientarea sexuală. Mai am o chestie care nu e neapărat de discutat, cât de menționat. Și o să vreau să... Ai dat un like pe Instagram? Nu e de like pe Instagram. Ai învățat să folosești Instagram? Nu de tot. Sunt încă lucruri care... Care nu depășesc. Ai 6 requests? Da. Și nu te uiți la ele? Doamne, cum poți să e doar un pic de... Vreau să menționez, m-a rugat cineva să menționăm un pic de... Să facem un pic de promovare gratis. Și okay. Mi s-a părut interesant ce fac ei acolo și vreau doar să-i ajutăm un pic prin a menționa. Okay. Nu costă nimic. Și ca să am aici deschis să și zic despre ce e, se numește Povestea Aia. Hashtag Povestea Aia. Care este un grup de tineri artiști din Timișoara care fac un spațiu pentru artiști. Vor să construiască un spațiu. Da. Și? Și aici este au o cauză pe sprijină.ro, care e un fel de ăsta de Indiegogo românesc. Sprijină.ro cauze / povestea aia. Sau intrați pe sprijină.ro și căutați povestea aia sau o să punem și link acolo. Și ei vor să-și facă un loc în care sunt artiști care... Cum un fel de hub, înțeleg eu, din ce am citit acolo, pe care vreau să-l facă în Timișoara. Foarte frumos, inițiativă lăudabilă. Inițiativă lăudabilă, asta am zis și eu, și dacă sunt oameni care pot să-i sprijină și să beneficieze de treaba asta, mai ales că mi se pare un loc interesant și noi ne-ar putea să avem un hub de care să profităm.
am menționat despre ei. Deci mi se pare că fac o treabă bună. Dacă sper să le iasă și dacă îi puteți ajuta. Ai zis cum se cheamă, îi găsește lumea? Da, pe sprijină.ro. Uitat, ai intrat acolo pe sprijină? Am intrat, da, și m-am uitat și pe sprijină.ro. Cum ți se pare? Știi despre... Eu acum am aflat despre de platforma asta cu sprijină. Ideea e ok, adică mi se pare ok ce poate, dar mi se pare amuzant clipul. Care? Neintenționat amuzant. Care? Un clip de promovare. De ei vorbești sau de sprijină.ro? De povestea aia? De povestea aia. A, ăla de cântă. De cântă, da. Da, da, și mie s-a părut, da, e unintentionally funny. Da, da, da. Exact. Da. E, da, uitați-vă la el, un motiv în plus să-l vedeți. E un... Atât, dar poți să zici fără după aia să fie răutăcios, dacă zici da. Ceva. Până acolo. Dar da, e, inițiativa e foarte... Asta n-ar trebui să fie aici religie. Sprijină.ro religie. N-ar trebui să fie asta aici. Da, asta de acord. Totul e tot perfect. E o mizerie. E dar religie. Ce e la religie? E o categorie. E o categorie. Aparte sprijină... Am dat pe religie... Așa, și ce e acolo? Ultima avertizare pentru lumea noastră. O carte deosebită, așa, cu un impact, ba, în fine. Cât a strâns? Finanțat 710 lei. Ar trebui să poți să și intri să iei din banii pe care i-au strâns la religie. Dar dacă cred că dacă băga între cărți, să cam pierdea de aur băgatul la religie. Adică dacă era la religie, biserica... Apropo de chestia asta, de unde știi unde să tragi limita asta? Că, de exemplu, ăștia care au făcut platforma, ei probabil că vor să fie imparțial și să dea ocazia tuturor oamenilor care vor să facă așa cauză să-și găsească patroni așa care îi sprijină. Ar însemna deja să fac un fel de cenzură dacă ei n-ar pune religie, știi? La pedofilie tragi. Da, la pedofilie poate trage o linie. Sunt oarecum de acord. În același timp, eu cred că ei au o îndatorire, ei au un oarecare, o răspundere. Nu, au o răspundere pentru, să zicem, să pună sau să nu pună religie. Mi se pare că au o datorie de a educa oarecum publicul, că atrag o grămadă de oameni aici. Prin... Nu prea-s finanțate chestii. Cartea are cel mai mult până acum din ce am văzut. Și ei mi se pare că o strâns ăștia dacă cu povestea aia. Dacă e ca un business, cum cât de bine merge religia la noi, atunci clar ai religie, pentru că... Nu sunt de acord. Nu sunt nici în cazul... Dacă scopul tău e să faci bani, nu să educi? Nu există să nu ai niciun fel de responsabilitate. Nu poți să te speli pe mâini, să faci o astfel de platformă și să te speli pe mâini, să anunți că nu ai niciun fel de responsabilitate. Da. Uite, mă! La tu. Amfiteatru 10, festival adolescent, 3800 de lei au strâns. Texte reinterpretate. Dar nu, vine preotul și face o slujbă, dar o face amuzantă. Știi unde mi se pare? Unde uite, de exemplu... Duminica dimineața, nu? Știi, e, și e parțial care poate să monetizeze. Rostul lui Iisus. Parțial aplicată chestia asta cu cenzura, ăștia de la YouTube au scos monetizarea ăștia care fac videouri anti-vax. Așa? N-au voie să-ți nu se mai monetizează, da, acum. Okay. Dar inițial mi s-a părut, am zis, bă, ce coaia ăștia că au putut să facă chestia asta. Și mai am citit mai mult și, de fapt, ăștia care plătesc să aibă reclame, pă, nu mai sunt de acord ca reclamele lor să fie difuzate, asociate cu astfel de videouri și de oameni descrierați la cap care nu-și vaccinează copiii. Ok. Și asta mi se pare, cum să spun, și la YouTube, îmi închipui că e destul de greu și au și ei problemele astea în care trebuie să decidă cât de mult lasă, cât de mult cenzurează, ce dau jos, ce... Bă, cu privire la YouTube nu prea interesează atât de mult ce lasă ei, dacă ar putea lăsa absolut tot, pentru că dacă ceva generează... Nu cred, eu cred că se scot o grămadă, cred că au de-astea automate de aici care scot și porno și ce ziceai tu, pedofilie și toate de-astea dubioase. Bine, înțeleg porno, că ți-ar putea să ajungă copiii la el, cred că de-aia îl scot. Asta este, da, deci o grămadă la care poate să... Dar poate să nu fie să fie porno, poate să fie gor de astea, mi se pare, mi se pare foarte dubios cum YouTube are acest business și aceste acești algoritmi de compresie și de streaming super puternici și tu n-ai YouTube porn să fie altă secțiune patronată tot de ei, dar nu neapărat. Așa, nu e așa, e nu-i de bani. Și la ce vezi fac reclame? Porn, nu-i de bani? Bani? Da, super mare industrie. La vezi reclame la alte site-uri? La pastile, la ce vezi pe celelalte site? La pastile de mărit penisul, dar nu cred că e o industrie atât de mare. Ba, da. Fac, deci ba, aia ba, și ba, e restul. Ba, da. Toate industrie, toată fast moving, consumer. O fi, dacă din porn nu se scot bani, nu se scoate bani. De ce bani, se plâng toți artiștii porno că merge tot mai greu? Sunt documentare pe Netflix în care zic că nu mai e cum a fost. Păi numai acum a fost, nu se mai vând CD-uri. Păi da, e o grămadă de asta free. Da. Deci industria nu stă așa bine.
Și advertiserii care se duc acolo sunt limitați, că nu... Da, dar distribuitorii Coca-Cola stau bine. Coca-Cola nu o să vezi Coca-Cola pe Pornhub. Bă, Pornhub-ul câștigă până prin licențele astea, bă, prin că îți faci abonament la nu știu ce... Vezi un clip premium? HD, da, și conținut premium și... Da. Și na, alea, cum să zic, să mai vezi ce e mai nou. Da, bă, dar nu poți să te asociezi, asta nu poți să faci YouTube, să facă YouTube porn. În momentul ăla te asociezi. Dacă pe YouTube ai avea și porn, chiar n-ai mai face nimic. Pentru că acum, ca să intri pe porn, mai deschizi o fereastră incognito și mai sunt niște pași pe care îi faci. Dacă ar fi totul acolo și tu te uiți la... Se pare pe autoplay. La un podcast și îți dă sugestia, următorul clip sugerat. Un podcast cu patru băieți, apare un clip porn cu patru băieți. Se apare doar thumbnail-ul și deja nu te mai poți concentra. Da, e clar că n-ai cum. Dar cred că ori vând tot algoritmii aia, mă, că sunt foarte puteri. Sau eu-l cumpărat de la ăștia cu porn? Oricum să știi că YouTube a furat foarte multe chestii din site-urile de porn. De exemplu, preview, care exista întâi la site-urile de porn. Când ziceai, duci cursorul deasupra și îți dă câteva thumbnail-uri, mai multe. Sau pe mobil, dacă vrei să vezi preview, dai scroll, apuci de ăla și dai scroll un pic. Și când ridici degetul, ți-l dă preview. Da. Că n-ai hover. Chestii care au apărut întâi pe site-urile porn. Multe chestii. Dar nu, deci YouTube știi că a început separat, n-a fost al Google și eu ăia au fost cumpărat. Și porn mi-a cumpărat și au îmbunătățit... Păi majoritatea business-urilor mari cam așa au fost. Cu cât s-o vândut? Instagram-ul... Gmail-ul a apărut de la ei. Gmail-ul a fost de la ei. Gmail-ul și AdWords, motorul de căutare, da. Care fac foarte mult. Da, și ea. Păi ei, practic, ăla era business. 1,65 miliarde cu atât s-o vândut. Și acum cât 10 ani când a fost? Acum foarte mult timp. 15 ani. 10 ani, 15. 2006. Pentru WhatsApp, cred că s-a plătit cea mai mult. 15. Hai, 13 ani. Pentru WhatsApp, cred că s-a plătit cea mai mult. Da, WhatsApp a fost 2 miliarde sau cât a fost o chestie asta. Ce bani au oamenii care au WhatsApp din YouTube? Dar n-au oameni bani, mă. Astea sunt bani într-o corporație imensă. YouTube? Da, YouTube. Nu a început așa, într-o... Hai să ne apucăm să facem ceva. Când l-au cumpărat, nu era așa. Era Măricel până la urmă. Dar bine, era Măricel că a crescut, dar ea s-a angajat tot, nu erau angajați. Depinde cum au semnat. Nu e regulă. Ce găsi? WhatsApp? Sergiu? Nu, mă uitam valoarea publicității pe site-ul de porno. Iar am văzut cineva că suntem plini. Nu vorbim nimeni în turul ăla. Păi țineam așa și nu zice nimic. Deci, ești homofob? Îți pare amuzant că zice aici într-un articol pe Forbes, how big is porn? Chestii nu știu ce, bla bla bla, nu știu câte miliarde, valoarea 75, nu știu ce. Așa. Și zice la un moment dat, online adult content industry, which it pegged at 750 de milioane. Pegging. Da, știu. Știi? E foarte funny. Mă rog. Știi ce e pegging? Nu știu. E ok, nu trebuie. Ți-a arătat de seara? Da. E greu să-i arăți tu. Trebuie să fie o femeie? Aia e, nu e aia, când ești femeia făcută pe bărbat femeie, cu... Sergiu, că își despletește părul, dar n-avem strapon. Strapon? N-asculești. Ce podcast e ăsta? Ce mai e atât de dubios? Da, deci tipii care au ieșit din PayPal, ori fost tipii care au început... Din PayPal? Da. Care au început ce? Au început YouTube în 2005, au fost vândut în 2006 cu 1,65 miliarde. Da. Deci băieții care au făcut... Elon Musk și ăștia cu... Nu, păi era ceilalți. Elon Musk și cu Peter Thiel. Bine, au fost Musk. The Mask. Employees, da. Deci au fost angajați. Ok. Chad Harley, Steve Chen și... Ce facem asta să fie podcastul? Vă citim de pe Wikipedia, un podcast. Da. Da. Deci, bă, bani, tati, bani. Ticule. Da, tati, cu bani. Ce face cu un miliard? Și tu nu vrei să faci bani? Eu mă opun. Eu de-aia sunt aici cu voi, mă.
Deci am avut de ales bani sau stau cu voi. Vrei să fii artist, vrei să faci stand-up. Mi-a plăcut asta să stau. Dar dacă aveam bani, eram un căcat de om. Nu luam chestii, eram un desfrânat. Nu mai intru în discuțiile astea. Făceam biserică. Dar ce faci acum cu foarte mulți bani? Biserică. Ce ai face? De ce investești? Dar normal. Normal. Și mă duc în India, aduc niște guru. Eu am o grămadă. Ai o listă, deci tu mai efectiv ai o listă. Eu am o listă. Da? Ia zic te-o. Nu vreau. Sunt nelegale? Nu sunt nelegale, dar... Lasă așa. Da. Ajungi și acolo, Tomar. Da, facem test. Ha, m-am pupat. Eu acum PlayStation, n-am ce să-mi iau. Serios? Numai ce ți iei? Ce ai zis? Avioane din astea, la mașină. Orice. Asta, așa, mijloace de transport, asta așa. Dacă aș avea super mulți bani, aș merge cu mașina o singură dată. Locuiești? Aș lăsa-o parcată undeva. Mi se pare că te complici. Și plec. Există serviciul ăsta deja în București. Te să iei mai înainte să ai mulți bani. Să iei mașină, mergi cu ea și o lași unde ai ajuns. Da, dar nu căcaturi din alea aici. Știi că era vorba aia, nu? Cât F, spre F sau nu știu ce era. V-am mai zis parcă. Avea o vorbă miliardari, că never rain for what you can rain. Whatever flies, floats or fucks, don't buy it, rent it. Da. Da. Să Eu vreau doar un apartament în care să... Nici măcar nu contează că e apartament sau că e casă sau undeva. Vreau doar să pot să cumpăr toate apartamentele din jur. Să nu mai aud când se fută ea de deasupra, de exemplu. Dar de ce nu vrei să auzi? Că pune presiune în casă. Că se fută în fiecare seară. Și pune presiune în dormitor. Dar de ce să nu-ți iei casă mai bine? Nu contează ce-mi iau, nu țin să am casă. Pentru că la o casă e mai mult de întreținut, poate. Și n-am răbdare acum. Eu mi-aș închiria un colț la ei în cameră. Eu i-aș chema la mine să văd ce se întâmplă. Dar tu mai ai de aia, probabil. Nu știi ce se întâmplă. Ce zici? Este un om care fute în fiecare seară, este derespectat. Eu, în fiecare seară și ieși pe geam. Vreau să stau cu el, să aflu. Man, dar nu e că fute la 7 după seara, e fute la 12 noapte, când eu mă culc. Eu nu vreau să mă culc să mă trezească la cu fututul și sau să mă trezească Joe că o deranjează aia de sus. Înțelegi? Că nu te trezește că o deranjează. Toma, mă deranjează ea. Nu te faci un pic de gălăgie ca să nu-i auzi? Atunci de ce se duce la ei la ușă? Și stă 40 de minute. Dacă nu o deranjează. Lăsați-mă înăuntru! Lăsați-mă prea înăuntru! Nu, dar nu e... Cât să-ți reduci riscul? Da. Nu e natural. E privesc. Da. Nu, din nou, deci nu e ideea de în fiecare zi da sau nu, e doar la ora aia mă deranjează, ora la care ora? E. La cât? Da, la ceas, la durata e okay? Culc, durata e ok? E scurt, durează destul de puțin, cred eu. Dar, din nou, cât crezi tu din afară că durează, e mai mult decât, mai puțin decât durează de fapt. Dacă te auzi exact când dă. Nu, zic și de tine. Eu am senzația, adică senzația e distorsionat. Timpul e distorsionat când fac sex, e alt timp decât cât credeam eu că e. Termin și zic că au trecut vreo 3 ore jumate să tot fi trecut. Și încă nu s-a terminat generic. Dau drumul la cronometru. Și este, cred că îți dai seama când completezi după sex, completezi în Excel, nu? Să zici exact cât e a durat. E automatizat. Ai automatizat? Are senzor, are senzor de mișcare? De... Și se oprește hâțeia? Nu, e senzor de umiditate în cameră. După ce îți dai drumul așa în aer și captează... Nu, dar nădușești. Nădușești. Da, am înțeles. Foarte mișto. Da, foarte tare. Îmi place camera cu senzor al lui Toma. Dar fi o treabă din asta, să faci un stat paralel, să faci o industrie, dar stat paralel, efectiv, să te intereseze de oameni, să ai un miliard ceva de dolari, să începi ceva, să începi o industrie, să construiești, să faci fabrici, să faci o grămadă de chestii și banii să-i revestești în stat, efectiv, să fie statul și după aia... Dacă vedem că nu s-a tras audio, trebuie să dăm niște telefoane, că sigur avem o înregistrare, că s-a vorbit despre Căvi și despre stat paralel, sigur mai găsim o înregistrare undeva de o calitate chiar mai bună. Chiar mai bună în momentul ăsta. Eu vreau totuși o soluție, rămânând la problema mea, dacă are cineva vreo idee. De fapt, vreau soluție la două probleme. Una dintre problemele e următoarea. Când stăteam dincolo în apartamentul vechi,
era încălzire centralizată în bloc. Adică aveam calorifere și era tot blocul legat la o centrală. Și tot blocul legat la o centrală care era în blocul de vis-a-vis, erau astea două blocuri aveam. E, fiind tot blocul legat, dacă cineva făcea gălăgie sus, mă duceam și puteam în țeavă de la calorifer, zgomotul se propaga și se ducea și la el și el afla că mă deranjează. Fără să trebuiască să mă îmbrac, să mă duc la el la ușă. Da, genul ăla de zice. Exact. Acum am apartamentul care e cu toate țevile de plastic și care se duc doar până în centrala mea și mai mult tavanul meu e din rigips placat peste tavanul ălalt, nu e direct. Îți spune cum se face, trebuie să faci o gaură în rigips. Asta e că nu vreau. Și fii atent aici și îți faci o din asta cu arc și doar tragi în jos. Sau și o ventuză. Și pum, și o doar o lași de vreo două sau de trei ori, știi? Așa face când dai spuf. Dar ce prind arcul ăla? Trebuie să dau cu... Păi dai niște găuri, dai niște găuri. Trebuie să dau multe găuri ca să prind. Și doar tragi de aia de vreo două ori. Caut o soluție de semnalizare a vecinilor, de atragere atenție. Bă, cea mai bună chestie, cred eu, este să dai bormașină. Am bormașină. Așa, cu percuție. Da, și cu percuție. Când și-o dau, că, bă, și dai și două, faci o gaură, adică și dai de așa două, în cerc, știi? Și la un moment dat le zici, bă, vedeți că dacă mă face să dau găuri încet cu încet, o să aveți o gaură în... De da, 20 da, de da, ori, da. Deci dacă iei să fut de 20 de ori și tu de 20 de ori dai drumul la bormașină când să fut, o să prinde ideea. Da. Deci, de reflexul da. Pavlovian. Da, da, da. Deci o să fie. Dă mai încet că pornește bormașina. Îți iau alarmă de casă, o pereche de cămin cu izolare. Ah, și dai drumul la ea. Drumul la ea, nu mai poți. Nice. Îmi place. Știi, îmi place. Groaznic. Îți pui sirena bătător atunci. Îți pui sirena de afară, o pui în casă, are 120 ceva de decibeli. Știu că am avut una, am legat la. Închizi ușa și pleci. Mergi bei un suc. Lași numărul pe ușă și când vine cineva și te sună, zici da, a, ok, ori terminat, trebuie să o dezamorsezi. Facem aplicație pentru telefon, dai un mesaj și să dezamorsează. Bun, asta e problema 1 la care am nevoie de și de alte sugestii. Sau era asta, sau fuzi și în același timp și atunci nu te mai interesează. Da, dar nu poți să te sincronizezi mereu să fuzi în același timp. Mi se pare... Pavlovia, de 20 de ori... De 20 de ori dacă te chinui. Da. Poți să torni ce se pune la soldați? Ca să le taie cheful de sex. Eu, ce mai e? Ce se pune? Nu, stai. Da, bromură de ceva. Bromură. Știi și scazi libidoul la tot bloc. Da, poate că da, cred că știu care e țeava lor. Cred că poți să-i răpun doar pe țeava lor. Și acum dacă le pune altcineva, păi cine o să ia la parchet la interogatoriu? Nu, trebuie să dovedească, cum ai făcut, nu poate să meargă doar pe asta. E rândul meu acum. O agăți pe vecina de sus și Geo îți face poze cu ea și îi dai pozele lui ăla și gata. Da. Sau tu știi fără. Mult mai simplu. Tu știi fără. Bagi râcă între ei, mă. Sau te pui pe tine cu ea în Photoshop. Da, mă, și bagi râcă între ei. Afli numărul ei și dai mesaj în mijlocul nopții. Și după aia nu mai doarme cu bate pe aia noaptea. Nu știu ce. Ah, fucking shit, da, ce mișto e asta. Da. Cât o să bată? O dată de două ori, ori o bată de toți și gata. Ce faci, dormi? Îi acasă? Da, da, da. Să fii random. Sunt eu ceva mărunt. Și știi cum ar fi numărul? Îți spun eu. Parchezi mașina pe locul ei. Lași numărul tău, ea te sună, smart, sau cine? Smart. Și aia te sună, aia te sună să vii să-ți tragi mașina, hacking, aia te sună să-ți iei mașina, mă speriați, aia te sună să-ți iei mașina și ai numărul după aia, îți iei cartelă și după alt număr, îți iei cartelă, și dai după alt număr și ea o să întrebe, dar de unde știe, cum știe, o lași vreo două luni, și zici, ce faci iubi? Fin. Mai am din asta. Fin și trimiți dick pics. Lui e dor de tine. Lui Mustăcilă e dor de tine. Te mai întreba tu. Mustăcilă nu, sigur, Mustăcilă nu pare veridic. Mai ai texte. Fără Mustăcilă. A doua problemă la care puteți să mă ajutați este am găsit, eu știți că am parcare acolo, sunt trei locuri de parcare unde am eu și o parchez pe la din mijloc și unul stânga și unul dreapta și sunt locuri de parcare cât un loc de parcare normal, dar n-am suficient mult loc. Eu deschid închid ușa cu grijă cât pot de mult, dar uneori ăla de lângă mine parchează atât de aproape de mine că trebuie să-l ating cu ușa ca să ies. Dar nu dau cu ușa, că nici nu vreau să-mi lovesc mașina mea, că nu-s dement la cap să mă lovesc cu ușa. Dar se atinge de ușa lui. Așa. N-are cum să se zgârie când îl ating de ușa lui, că nu... Dar am găsit un bilet acum două zile, în geam, care zicea
O să vă rog, când deschideți ușa, să nu mai atingeți mașina cu ușa dumneavoastră. Vecinul nostru de lângă mașina cu tare. Da. Și tu ai atins-o? Bănuiesc că am atins-o de câteva ori, da. Că uneori o pune prea aproape și n-am cum să ies fără să o... Adică o deschid la maxim cât pot până să atinge. Și trebuie să ași tu un bilet? Vă rog, nu parcați așa aproape de mine. N-am vrut să las bilet pentru că am mai avut o problemă cu el și nu m-am înțeles cu el. Și am zis că îl ignor mai bine decât să îmi fac probleme. Încerc eu să parchez cât de mult pot, dar fără să-l supăr pe ăla. Îți dau eu seatul. Vii cu el, te iei roșu, nu e culoarea. Și dai de câteva ori. După aia pleci. Și după aia vin cu mașina mea, nu? Da, păi da, se vede culoarea roșie. E culoarea roșie. Nu e, ca, nu e de la mașina ta. Că să rămâne Vauxhall. Deci trebuie să tăiem bucata asta din podcast atunci. Am și eu o problemă. Dar nu e că asta nu vreau, nu vreau escaladarea asta. Eu caut o soluție elegantă și prefer să rămân prieten cu ăla sau să mă împrietenesc cu ăla după aia, să fim ok. Să înțeleagă soluție elegantă, o soluție elegantă știu. Este să dai un stâlp mic, fix pe marginea aia și îl învești în burete. Investești niște bani. Și atunci fiecare dă-n stâlp, el da, deschide dă-n stâlp. Tati, aia eu ce am deschis. În dreptul ușii. Da, în dreptul ușii, unde în parcare, pui în mijloc acolo și acolo e stâlpul. Aici ating eu stâlpul cu buretele și sau ușa în buretele stâlpului și tu la fel. Ca să nu-ți lovesc mașina, că de-aia l-am pus, tati, să nu lovesc mașina. Bagi niște bani și într-un sistem în care ușa se deschide ca la Lamborghini la tine. Și când e pe acolo, deschizi ușa așa. Da, doar ca să vadă... Da, să vadă... Asta? Dar să face Sorin. Sau un meu Lamborghini. Sau îl bați, efectiv. De dacă mai stai de vorbă cu tine, îl bați. Și după aia dacă mai zice ceva, îl bați din nou și după aia nu mai se mai zice nimica. Deci orice fac, mai zice nimica. Și e sindromul Stockholm să mă împrieteniți, că după aia după ce l-ai bătut, o să vrea să fiți mai apropiați. Asta ajută să scap de vecinul de sus. Știi care e problema? Cred că am povestit-o în podcast la un moment dat. Este vecinul și cu vecina, nu sunt aia de sus, dar e vecinul și cu vecina care... Pentru că e foarte îngust garajul acolo la mine, subteran, are un singur sens. Nu e îngust, ori înghesuit e mașinile. Nu, nu, zic că traseul de circulat, e un singur sens, n-au luat două mașini să treacă una până în alta. Și e sens unic într-o singură direcție. Și eu plecam o dată din parcare și ea venea cu mașina pe sens invers, că era mai aproape să ajungă la... Da. Și ne-am oprit față în față și am zis, păi e sens invers. Și a zis, ce dacă? Și a stat acolo. Așa, și vrei să fii prieten cu oamenii ăștia? Nu vreau să fiu prieten, dar... Și tu ai stat acolo și i-au dat cu spatele? Nu, am dat eu cu spatele. Trebuia să stai acolo. Știu că trebuia să stau acolo, dar n-aveam răbdare eu să fac eu aia atunci. Așa prefer, eram eu mai aproape de locul meu decât ar fi trebuit să stau... Nu stăteam acolo, nu mă dădeam jos, lăsa mașina acolo. Mergeam și beam un cafea. Da, dacă nu ești... Da. Din nou, asta e... Nu-i vina ta. Privești după. Eu când în momentul ăla mă și grăbeam să plec, eram, n-aveam răbdare și nici nu mi-a trecut prin cap în momentul ăla să fac aia. Și că te ia nervi, te ia nervi prima dată, nu te ia soluția asta funny prima nu, dată. Nu, te iau nervi, faci... La sensul invers există rezolvare. Strânse să se întorc din bloc, să pun barele cum e în... Ăla cu țepi. Cosmopolis. Da. Vii din cealaltă parte, să o spar cauciucurile. Intră și tu cum trebuie. Dar ai intrat pe cealaltă parte... Nu la asociație, cât costă alea? Da, cât poate să fie? Nu poate să fie foarte mult. E suficient să pui pe o parte cât să-i faci la o roată, nu trebuie să pui pe toată aia. Salutare. Trebuie să pui doar pe jumate din aia, că oricum dă cu o roată pe aia, nu poți să meargă cu mașina așa. Pui doar pe o parte. Atâta am avut eu bani. L-am pus pe partea asta. S-o spart. Sau o răpești, îi pui o sac pe cap, o bagi într-o după, o duci la marginea pădurii și o bați și îi zici de ce ai bătut-o și ce să nu mai facă. Da, după aia te ia poliția, asta e iurea. Da, dar asta zic, aș vrea să găsesc o soluție care să fie elegantă, să fie chiar și funny dacă se poate. Fă-i poze, pui o cameră cu senzor, când intri în cealaltă parte pui poză și faci tabelul proștilor. Și asta este, tabelul proștilor, mașina asta, nu știu cine e, dar cine se simte, se simte. Da, cu oamenii ăștia nu merge eleganța, aia e problema. N-ai cum să ai o soluție elegantă. Dar măcar să am eu poveste funny după aia. Că asta a, cât de funny poate să fie când o tău mesaj și o spart roțile și după aia au avut nervi și tu-i tu căutat. Poate să fie foarte funny. Da, dar atunci pe loc nu o să fie funny. O să am nervi și probleme și o să... Plus că nu știu cine e. Dacă vine ăla cu după aia cu 10 eu și mă bat. Aducem și noi 10. Păi atunci găsești o soluție care să nu se știe despre cine vorba. Dar nu vede. Prost ești, mă, trebuie să pui bip. Trebuie să pui bip aici. A, da. Minutul, ce minut e? Uite pe recording. Asta fac. 39. Fac eu poză, că să nu uiți. Okay. Echipă. Păi eu zic că să închem podcastul. Mai am o problemă. Nu mai avem timp. Nu o să dau nume. Cineva, da, terminăm. Cineva a împrumutat niște bani de la altcineva.
persoana A a împrumutat bani de la persoana B. Da. Și acum persoana A inițial n-a vrut să dea banii persoanei B înapoi deloc. Așa. Și după aia, după niște ceartă și hâr și măr, așa, s-a ajuns la ok, ți dau înapoi, dar ți dau eșalonat, câte 100 de lei pe lună până la cei 1500 de lei sau cât e de dat înapoi. Și acum să cacă pe ea persoana A și la banii aia, că n-am luna asta, dau luna viitoare, au trecut deja 2 luni, n-am să-ți dau banii luna asta. Nu se organizeze 3 ani până să prescrie. Așa. Ai dovadă, are persoana A dovadă că a plătit persoana B sau care persoana B a plătit. Persoana B a împrumutat. A împrumutat, da. Are dovadă de la bancă că a împrumutat. Nu. Asta e nasol. Deci orice, eu am mai dat bani împrumut, dar nu se recuperez, dar prin bancă și am scris împrumut. Și doar că, na. Asta, nu știu, poate are așa. Eu am renunțat. Dacă a dat prin bancă, e foarte important, e foarte important să fie, și atunci poți să dovedești și dai în instanță și zici, bă, tate, uite, nu vreau să mă judec cu tine, dar hai, serios, că ți-am dat bani și... Bun, astea sunt soluțiile la îndemână și legale și prima chestie. Eu vreau, din nou, dacă are cineva o idee mai... Camera nu mai pâlpâie, să știi. Bun, înseamnă că e doar audio aici, să fi terminat bateria. Ideea e dacă are cineva o idee, o soluție mai... Da, o altă soluție foarte bună este să-i furi telefonul. Nu este elegantă deloc, dar îi furi telefonul. Și după aia când te sună, că are un telefon scump, are clar. Și te duci cu el frumos și zici, bă, mersi, uite, am acest telefon, vreau 1500 de lei pe el. Și o să-ți iei banii și dacă te sună, zici, bă, dar ce ai făcut? Bă, pula mea, am luat banii. Sau alte soluții, dacă aveți, sunt deschis. Alte soluții este să confrunți persoana aia în față, să mergi să-i zici, bă, uite care e faza. S-a făcut asta, nu s-a rezolvat. Nu, s-a ajunge la violență, o bați. Cred că fost cel mai rand podcast. Da. Ok, bun. Sau există de la persoana bipuită. Așa. Putem să facem rost la niște oameni care asta fac ei. Ei recuperează, să duc și bat la ușă. Am înțeles. Să rămână, nu vă supărați. Am auzit că aveți 1500 de lei de dat. Nu vreau să vă deranjez. Eu am venit numai să întreb, aveți sau nu aveți? Și atunci datoria se mută, că ea totul să ceară bani împrumut de la altcineva, că doar nu-i prost să rămâne ea fără. Să ceară bani de la altcineva, dar tu te-ai scos. Am te costă 300 de lei. Okay. Știu prețul. Okay. Și să rezolv. Bun, asta a fost podcast. Da. Mulțumim frumos. Da, a fost pe dacă mai aveți probleme din astea, puteți să noi discutăm oricând. Da, da. Rezolvăm probleme oricând aveți probleme. Vă așteptăm rezolvăm. La comisie. Ne ziceți, se rezolvă. Nu vă dăm persoane de contact, dar vă dăm soluții, adică vă dăm idei, da? Hai, am pupat, pa! Ceau, pa, pa!